Ora, oameni buni, bine v-am regăsit la Mic Check. Îl avem pe MGL alături de noi. Băi, am o întrebare. A umblat pe net o dumă cu Moroșanu, care zicea că e fan MGK și îi plăcea atac fatal. Contact fatal. Mor eu. Și îmi place foarte mult MGK, contact fatal. Tu ai văzut dumele de pe internet, de exemplu, când se întâmplă să vă încurce? Dacă s-a mai întâmplat? Da. Da, s-a mai întâmplat, îți dai seama. A devenit o chestie din asta, nu știu cum să zic, frate, foarte frecventă. E o coincidență de nume și, na, ultima literă induce oamenii în eroare, dar e firesc, n-am nicio treabă și nu m-a deranjat faptul că Moroșanu a greșit. Din potrivă, mi-a plăcut foarte mult că, am apreciat foarte mult că știa piesa, știa despre ce e vorba. Aia a fost, până la urmă mi-a greșit Moroșanu numele, deci e Moroșanu, știi? Un om față de care am foarte mare respect. Corect. Am văzut acum că ai scos clip, urmează și să lucrezi cu material. Cum e lucru? Cum e partea operativă, să zic așa? Da, e vorba de pachete care o să iasă pe data de 5 mai. Am ales o perioadă destul de quiet, înțelegi? După festival, când toată lumea se ciluiește și se duc la casele lor, eu vin cu un release puternic așteptat de foarte mulți oameni, la care am dat clip frumos și am făcut o strategie bună de marketing, și așteptăm să-i dăm cu release-ul, să meargă bine. Ok, destul de quiet, dar totuși a ieșit piesa Marseille, care a fost filmată destul de rapid. Da. Peripeții? Cumva? Pe acolo, prin Marsilia, foarte multe, frate, e un oraș răufamat pentru cine nu cunoaște și cumva am simțit așa amenințarea, că era sub nasul nostru, știi? Noi n-am făcut treaba, oamenii au fost ok, noi n-am văzut de treaba noastră, n-am deranjat pe nimeni, dar cumva simplu fapt că eram pe acolo prin cartierele alea și noi eram cu boxa, după noi cu camerele filmând, îmi era să nu deranjăm pe cineva, cumva, nu știu. Era ultimul lucru de care aveam nevoie, crede-mă. Cu cine ai lucrat pentru pachete acum cel mai mult, pe partea de producție? Doar cu producătorul tău sau ai încercat să lucrezi și cu alții? Eu am o echipă, Gav s-a ocupat, Gav e la producție, el a făcut instrumentalul de la pachete, a făcut și mix masterul, s-a ocupat de tot. Deci Gav este în spatele proiectului ăsta, cum a fost și în spatele piesei Maraton, cum a fost și în spatele piesei Prototip, are niște hituri la activ, un om foarte talentat. Ok. Bomba atunci. Well, îți mulțumim, un mic vibe. Îl am pe biță. Bine ai venit, wow! Când ai scos tu Sevraj, eu cred că aveam maxim 2 ani, maxim. Acum e Sevraj 2, am 24, cam așa. Deci, cumva mă bucur că am putut să prind și să fiu, cumva, contemporan. Pentru mine a fost o schimbare să ascult albumul, mai ales Sevraj. Hai să ne ducem un pic înainte, în trecut, și ai scos, ești albumul Sevraj. Erai cu Rebelu, parcă, da? Dar cum a apărut? Ce te-a făcut să vii fix în hip-hop deodată? Căci? Păi cei de la Paraziții și în principiu Ombladon. Okay. Și datorită lor și lui Giannini Munteanu de la Rebel Music a apărut Sevrajul și au fost aproape și mi-au dat de înțeles practic că se poate și altfel de muzică. Eu vreau în perioada aia să mă las de muzică, până 2001 pe acolo. Și Ombladon a reușit să mă convingă și să reușim să lucrăm împreună până a ieșit Sevrajul. Am văzut că ai venit cu Cagulă, ai venit cu Kerry și cu Dedei. How? Intrați toți grup mare sau? Intrăm toți pe scenă. Eu am lucrat cu Kerry pentru albumul meu, pentru Sevraj 2. Am lucrat cred că vreo 6-7 beat-uri, ceva de genul ăsta. Și, na, s-au apropiat relațiile, sunt niște băieți serioși, îmi face plăcere soar cu ei. Să vedem ce se întâmplă și pe scenă. Băi, o să zic că o să fie fain. Oricum, Specii, acum Biță, destul de fain adus la Beach Breeze. Cum te-ai acomodat?
Ai fost la Central Sea? Păi nu prea am avut la ce să mă acomodez, că am venit de pe drum, probe de sunet, mâncare, hotel, somn un pic, venit la interviuri, se întâmplă repede pe aici totul, nu prea ai cu ce să te acomodezi. E un concert marfă, mă bucur foarte tare că sunt multe nume din rap. Let's go! Cool! Uite, legat de lansarea de album, la ce să ne așteptăm? Ai pregătit ceva special? O să fie un concert de lansare pe 5 mai în Club Guest House, în București. O să fie foarte mulți invitați cu mine pe scenă, începând cu open acts-urile care sunt Bad & Bougie Party, Samurai, iar cu mine pe scenă o să urce Ombladon, Fracadadisc, Cagula, Bacovia, Fang B, Alan. Mereu mi-e târ să știi să nu fie cineva pe care nu-l menționez, să nu zică mamă, dar de mine... Sunt mulți oameni care o să vină și cred că dacă nu vine pentru tine, tot vine pentru ceilalți. N-are cum. Da, măcar pentru ceilalți, că nu mă aștept să vină pentru mine. Acest untold al lansării de albume. Mihai, cred că te las. Deja văd că mai trag oamenii pe aici. Ne auzim, mic check, vibe check, e. Yeah. Salturi de Rava, ce faci, cum ești? Bine, am venit la Beach Please. Băi, am văzut că ai venit cu crew destul de mare. Da, e brigada mea, 46. Tu te stoți din Crângaș-Crângaș? Nu. Eu cu Giovanni suntem din Crângaș și restul din Berceni. Ok. Și noi suntem din Crângaș. Da? Da, de pe Ceahlău. Wow. Bun. Da. Wow, suntem vecini. Da? Da. Ok, ok. Cum ești în perioada asta acum? Foarte aglomerat. Am văzut că ai multe proiecte care trebuie să iasă. Da, multe clipuri, concerte, am făcut o grămadă piese, încă fac, lucrez la album. Și mie îmi place munca asta, e ceva ce îmi place. E bine. Uite, la ultimul clip acum am văzut că ai lucrat cu cine ai lucrat, de exemplu, acum pe ultimul clip la producție, ca și D.O.P. L-a rămas bun? Da. Cu Dali. Cu Dali. Top! Cum e, de exemplu, să lucrezi cu Dali? Cum e un proiect cu el? Adică, cum faceți vision-ul, cum faceți build-ul pentru el? El vine cu scenariu. Ok. Și de acolo ne avem o chimie amândoi foarte bună și le punem cap la cap și este totul cum trebuie. Băi, e super tare, adică e un clip care, cred eu, că părea, nu știu, ce puțin mi pare că s-a lucrat mai mult la clipul ăla decât am văzut anumite footage-uri de după. Da, a fost 11 ore de filmat, m-a rupt, a fost grav, dar a ieșit bine, asta contează. Damn. Ce materiale mai urmează să mai vedem? Un EP, vreun album, ceva, îi dăm? Un album 426, un album Rava Solo, Lucifer. Lucifer. Anul ăsta cam asta e, mai am cu 426 încă două materiale, un deluxe și un mixtape. Și o să le scoatem când e timpul lor. Bombă, bravo! Păi, atunci ne vedem cu 426 mai târziu. Yo, mic check, yo, mic check, bine v-am regăsit! Eram pe doctorul actor de mine, ce faci, salut! Îmi place stilul! Picasso s-a inscris dacă ai jucat. Adevăr, ăla călătorește până toate erele omenirii, așa că încerc și eu să fac asta de vreo 25 de ani în rap, să prind cât mai multe generații. Iată, am mai prins una la Beach Please. Știi și tu cum e, e greu. Dacă nu știi acum, o să știi când o să fii bătrân. Să știi că am și eu deja două fire albe în barbă. Da, e ok. Tu cum ești în momentul de față? Nu vreau să vorbim de emisiune, vreau să vorbim de muzică în momentul de față. Cum te situezi? Am văzut ultimul reel, cred că s-ar putea numi, ultima bucată. De ce? De unde e beat-ul? Cum ai făcut? Beat-ul de la fratele meu Bottega, care el îmi livrează în ultima vreme niște foc de care nu pot să stau deoparte. Lucrez la album. Aș dori să-l scot în toamnă. N-aș numi o problemă, n-aș numi o niciun fel. Doar că m-am întors de unde am fost plecat și simt nevoia de a retușa pe aici colo niște chestii la album. Și de-aia nu mă avânt să spun mai multe. Ok. Uspape? Ceva? Mă scoatem? Am un plan pe care nu vreau să-l dezvălui, fiindcă m-am săturat de planuri de le tot dezvălui și nu se mai întâmplă, dar aș vrea să fac ceva mai mișto din Uspape decât un live pe Instagram, atâta pot să spun. Ok. Îl duce la televiziunea română, nu?
TVR 2 HD. Și după aia pe Digi. La ce sportul te-ai uitat în ultima perioadă? Basket, sunt play-off-uri peste tot, Euroliga, NBA, totul se întâmplă acum. Final de sezon, n-ai cum să stai deoparte, mă înțelegi? Uită-te la coș. Fii atent. De când te-ai întors tu de acolo? Din Dominicană sau unde era? Puerto Rico, whatever. Oricum, pământul e plat, aia a fost, nu există țara aia. Sunt platouri, erai la buftea. Știm cu toții că domnul Dan nu avea el internetul bun de acolo. Domnul Dan nu există! E o făcătură! Ce îți face să mănânci de când te-ai întors de acolo? Tot, da. Deci dacă aș fi copil, aș face o fericită pe bunica mea. Mănânc tot. Nu e nimic să las în farfurie. E o problemă asta. Am pus burtă de-aia de diabet. Cu grăsimi de-alea, de zahăr. Sunt ultragiat de mine însumi. Oh, shit. Mama, ai dat iama în pizza, în burgeri, în de toate când ai venit. E groasă. Deci tot ce n-am avut acolo, mi-am dorit să am după și nu m-am oprit în a-l avea. Ok, ok. Damn. Păi, doctor, nu te mai rețin. Du-te la familie. Bucură-te. Hai să-și prețuim. Îți mulțumesc din suflet. Și nu uita, Măruță este unul singur. Corect, aici sunt George de la Mike Check.